care mie e destul de important aici este, apropo de problema costurilor, da? Ai spus mai devreme că Ministerul asigură partea de prevenție și Casa de Asigurări partea de tratament. Dar aici, dacă vorbim de fertilizare in vitro, fertilizarea in vitro are dublu rol. Pentru că să știți că un cuplu care așteaptă să strângă bani până la 38 de ani și acolo apare o sarcină, eventual o sarcină gemelară, pentru că atunci când omul plătește din propriul buzunar dorește șanse maxime de succes, până la urmă Ministerul cheltuie mai mult cu niște copii născuți prematur, cu o sarcină cu probleme, decât dacă ar cheltui mai puțin bani și ar ajuta acel cuplu ca la 30 de ani, la 28 de ani, să obțină o sarcină prin fertilizare in vitro. Calculul acesta l-a făcut Ministerul în Belgia, iar ei au asigurate, prin finanțate de la stat, 5 proceduri de fertilizare in vitro, în care au pus și condiția ca la embriotransfer să se pună un singur embrion, astfel încât să evite toate complicațiile sarcinii gemelare. Și înainte de a implementa acest program, au făcut un calcul financiar și au reușit să demonstreze că, de fapt, îi costă mai puțin acest program decât i-ar costa să îngrijească toate cuplurile cu sarcini, cu complicații, cu probleme care, înțelegeți? Deci, până la urmă, la final... economisești mult mai mulți bani decât ai cheltuit pentru tratamentul bolii respective. Deci este o chestie general valabilă și general acceptată. Ori din punctul ăsta de vedere, cred că este într-adevăr mult mai fezabil să susții financiar niște aspecte care în timp aduc avantaje sociale, personale plus financiare, decât să ajungi să cheltui într-adevăr, da, inclusiv pe îngrijirea unui prematur. Chinezii, de exemplu, au renunțat la politica consumului.